În perioada 16-22 septembrie, la nivel național, polițiștii rutieri au acționat în cadrul proiectului Road Pole Safety Day pentru reducerea numărului accidentelor rutiere și a consecințelor acestora. În județul Hunedoara, polițiștii rutieri au derulat o serie de activități informativ-preventive în vederea conștientizării tuturor categoriilor de participanți la traficul rutier cu privire la riscurile la care se expun în situația în care nu respectă normele rutiere, în scopul adoptării de către aceștia unei conduite responsabile atunci când se deplasează pe drumurile publice. Proiectul și-a mai propus ca ziua de 21 septembrie să fie una fără persoane decedate din cauza accidentelor rutiere pe drumurile din Europa, obiectiv atins din fericire în județul Hunedoara. Polițiștii rutieri au continuat activitățile cu caracter preventiv printr-o serie de controle în trafic, vizând principalele cauze generatoare de evenimente rutiere, și aici vorbim în special despre viteza neadaptată condițiilor de drum sau viteza excesivă, dar și de consumul de alcool, utilizarea telefonului mobil sau chiar lipsa de a utiliza centura de siguranță. Scopul acestor activități este unul preventiv, desigur, vizând reducerea numărului evenimente rutiere și a numărului de persoane decedate ca urmare a acestor evenimente rutiere sau rănite grav. Practic, ziua de ieri a fost o zi marcată la nivel european ca și zi fără evenimente rutiere grave și mai ales fără persoane decedate ca urmare a acestor evenimente, și se pare că acțiunea a avut și succes, cel puțin în județul Hunedoara, neînregistrându-se ieri accidente rutiere grave care să aibă ca și urmare decesul unor persoane. Acțiunea a făcut parte din operațiunea la nivel european Focus on the Road, înscrisă în programul operațiunilor europene 2021 al Organizației Polițiilor Rutiere din Europa, Road Pole, al cărei obiectiv principal a fost reprezentat de sancționarea abaterilor la regimul rutier de natură a distrage atenția de la conducere, având în vedere pericolul în care este pusă siguranța deplasării pe drumurile publice.